Deputatul din fracțiunea partidului politic Șor, Petru Jardan, a fost audiat de Procuratura Anticorupție în calitate de bănuit de abuz de serviciu în proporții deosebit de mari în interesul unui grup criminal organizat și în detrimentul intereselor întreprinderii de stat, Aeroportul Internațional Chișinău, aflat în perioada concesionării. Potrivit unui comunicat emis de Oamenii Legii, procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul deputatului, dar și în biroul său de serviciu de la sediul companiei concesionare Avia Invest, al cărei administrator a fost. De asemenea, Procuratura Generală a anunțat că deputatul Denis Ulanov a fost reținut preventiv pe 22 martie pentru un termen de 72 de ore, după ce la cererea procurorului general Alexandru Stoianoglu, Parlamentul i-a ridicat imunitatea parlamentară. Menționăm că pe 19 martie procurorul general Stoianoglu i-a cerut legislativului ridicarea imunității deputaților Petru Jardan și Denis Ulanov, ambii din fracțiunea partidului Șor. Procuratura a explicat că Ulanov ar fi fost implicat în frauda bancară, iar Jardan ar fi comis abuz de serviciu în perioada concesionării aeroportului Internațional Chișinău. Parlamentarii se declară nevinovați. Pe data de 22 martie, prin votul majorității deputaților, Jardan și Ulanov au rămas fără imunitate.